cum să scrii caracterul mi, tu sau voi în limba chineză. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. Bine te-am găsit la prima lecție de scriere a caracterilor chinezești. În acest video te voi învăța cum să scrii caracterul ni, ni, care înseamnă tu sau voi. Hai să începem! Caracterul ni, ni, tu sau voi. Caracterul ni este format din 7 linii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni, ni, tu sau voi. Acum să scriem caracterul ni mai repede și mai mărunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Din nou. Din nou. Ni. Ni. Acesta este sfârșitul primei mele lecții de scriere a caracterilor chinezești. Dacă ți-a plăcut și dorești să înveți limba chineză cu mine în continuare, atunci abonează-te la acest canal. Pe curând! Zaijian!